student de la Academia Națională Militară Dimitrie Cantemir, singurul român care a câștigat premiul la etapa internațională a Olimpiadei de Informat 2022, ajuns pe locul 2, elevul corporatist Ștefan Alexandru de Diuc la Saxap de la Academia Națională Militară Dimitrie Cantemir a obținut rez. Ormatica aplicată a CADNET 2022 s-a clasat pe locul 2 duminică. Ministerul Apărării, transmis într-un comunicat de presă, este o cursă împotriva altor studenții pasionați de domeniul umai. Lor la secțiunea la care a participat tânărul s-a calificat la etapa internațională lotul românesc format din 6 elevi. Astăzi Ștefan este informații despre aplicație. Unul dintre cei mai buni licenii din domeniul de studiu a ajuns pe locul 2, singurul român care au. Și nu neapărat pentru succes și ai retenții, ci pentru a-și testa cunoștințele și a le perfecționa. Felicitări, Ștefan, mulțumesc pentru rezultatele excelente.